Salutare, prieteni! Iepurașii ăștia mici au făcut acum o lună de zile și m-am gândit să fac un filmuleț cu ei, să vă arăt și vouă cum arată la vârsta asta iepurii din rasa aceasta, iepurile secuiesc. Sunt foarte drăgălași. Exact pe la data de 11 s-au născut, m-am uitat astăzi. Așa că fix o lună de zile au acum. Voi m-a lăsat cu mama lor, cred că încă o lună de zile. N-are rost să-l montez înapoi, femeia, că a și slăbit puțin de la alăptare și să rămână împreună până atunci. Acum este și iarnă. Să se odihnească un pic cu puișorii ei. Stau aici frumos în graj, unde este căldură și sunt foarte bine dispuși. Au și mâncare, au tot ce le trebuie și spații mai mult pentru mișcare. Așa că se simt ei bine acum. Vedeți, nu sunt fricoși. Le place să fie mângâiate, deci și nu prea am avut timp să răsfăț aici, că am avut multă treabă în ultimul timp. Dar nu s-au sălbăticit. Interesant. S-a ascuns acolo în hrănitor puiuțul. Acum știu bine să mănânce deja. Mai primesc și lăptic de la mama lor. În câte văd, asta e singurul iepuraș care are ochișorii albaștri. Nu știu dacă se vede. Ceilalți au așa mai căprui. Le place să se joace, mama lor stă liniștită. Așa, trebuie să le mai dau puțină cereale pentru că au golit-o. Trebuie să iau ceva grănule pentru iepurașcă. N-am avut ocazie să mă duc în oraș. Nu am avut timp și de acolo pot să iau granule pentru ei din marca aceea Versele Lega. Acela cred că este cel mai bun tip de granule pentru ei. Și vedeți, așteaptă să primească ceva bun acolo și merită, că sunt foarte frumoși și se vor dezvolta mult mai bine dacă primez zilnic granule. Ce le place, vedeți, să fie cușca spațioasă ca să poată fugi, alerga. Asta este cel mai bun tratament contra cocidiozei, credeți-mă. Să aibă unde alerga, să aibă așternut uscat sub ei și atunci sunt șanse foarte mici să se îmbolnăvească de cocidioză. Eu în ultimul timp nu le tratez cu nimic contra cocidiozei, că nu are rost. Asta le trebuie spațiu puțin mai mare ca să poată fugi, să
să se dezvolte frumos și curățenie. Aștenut uscat sub ei. Chiar dacă nu faceți foarte des curățenie, la ei măcar aștenutul sub ei să fie uscat. Bine, prieteni. Vă doresc o zi bună și ne vedem data viitoare. Numai bine!